Gabor, la această oră vă invit să ne fiți alături la o nouă ediție specială Talk B1. Vă explicăm în scurt timp de ce am ales să începem emisiunea din această seară cu un cântec nemuritor, Libertà, cântat de Albano și Romina Power. Și de această dată comentăm, analizăm, punem sub lupă unele dintre cele mai importante știri din săptămâna pe care o încheiem. Începem cu cel mai important subiect și cel care ne îngrijorează cel mai mult, bilanțul oferit de autorități privind situația pandemică. Toate paturile de terapie intensivă sunt ocupate în continuare în țară. 1856 de români sunt internați la ATI. Nici numărul infectărilor nu a scăzut, în ciuda faptului că au fost mult mai puține teste. 11.725 de cazuri noi au fost raportate din doar 42.000 de teste. Să urmărim. Deși în weekend numărul testelor este ca de obicei redus, avem în continuare peste 10.000 de infectări. Toate județele din țară se află în scenariul roșu. Trei dintre acestea, plus Bucureștiul, au o incidență de peste 10 la 1.000. Numai puțin de 389 de persoane și-au pierdut viața. Specialiștii au avertizat că România pierde zilnic populația echivalentă unui sat din cauza acestui virus necruțător. Sunt 400-500 de decese pe zi, de acord? Un număr mare, foarte mare, mai mare decât în valurile precedente. Gândiți-vă că România astăzi, la 400-500 de decese pe zi, și ăsta vreau să fie mesajul, pierde în fiecare zi un sat. 400-500 de oameni înseamnă o comunitate, da? Ia gândiți-vă că într-o săptămână România va ajunge să pierde o comună, 3.000-3.500 de oameni. Și așa raționamentul poate merge mai departe. Cum oprim lucrul acesta? Îl oprim prin vaccinare. Comitetul Național de Vaccinare a realizat un studiu de eficiență a vaccinării anticovid în România, iar rezultatele sunt îmbucurătoare. Se pare că imunizarea prin vaccinare a redus riscul de infecție, pe cel de spitalizare și inclusiv pe cel de deces în urma infectării. Medicii spun însă că vaccinarea este doar unul dintre cei patru piloni importanți în combaterea pandemiei de coronavirus. Printre aceștia se numără și testarea, care are un rol la fel de important precum imunizarea prin vaccinare. Insist pe această testare plus vaccinare, pentru că testare înseamnă pe de o parte depistare. Dacă depistezi un purtător de coronavirus, poți să-l izolezi. Dacă îl izolezi, nu se mai transmite boala cu asemenea ușurință în comunitate și în aceste condiții nu decolează incidența coronavirusului precum racheta de pe sol, ci poate fi ținută sub control. Să insist pe faptul că am fost primul care a spus că testarea este soluția pentru această pandemie, iar din păcate am pierdut foarte mult timp testarea, vorbesc extinsă, regulată, gratuită. Pentru că dacă la nivel individual pot fi surse de eroare și știți foarte bine că la început făceam și câte două, trei teste și vorbeam și despre combinații de teste. Dacă testarea ar fi făcută regulat, dacă descoperi 8 din 10 purtători de coronavirus la timp, gândiți-vă cum s-ar prăbuși practic această incidență a coronavirusului și ar fi o soluție majoră în acest context, dar, repet, dublată de vaccinare, de distanțare și de accesul rapid la tratament. Studiul arată că imunizarea cu vaccin a redus de peste 5 ori riscul de infecție și de peste 20 de ori riscul de deces în urma COVID-19. De asemenea, tot serul anticovid a redus de peste 10 ori și riscul de spitalizare sau de aproape 14 ori riscul de internare în ATI. Setul de date analizat a inclus peste 2,7 milioane de teste colectate de la peste 1,7 milioane de persoane cu vârsta de peste 16 ani și cu istoric de vaccinare împotriva COVID-19 cunoscut. Studiul s-a efectuat în perioada februarie-mai 2021, atunci când varianta alfa a virusului era dominantă în țara noastră. Dacă nu le-ați văzut deja, vă oferim acum imaginile zilei în România. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a vaccinat cot la cot cu medicii astăzi la maratonul care se desfășoară în capitală, la Palatul Copiilor. Șeful DSU s-a arătat extrem de mulțumit de modul în care decurge acest maraton și a ținut să le mulțumească tuturor celor care au decis să se imunizeze. Cine se vaccinează? Am două. Și doar să scoateți hainele, vă rog, da? A durut? Nu. Doamne. Are domnul doctor mână ușoară? Cea mai ușoară. Foarte ușoară. N-am simțit nimic. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a mers la maratonul de vaccinare din București, unde i-a imunizat chiar el pe români.
Arafat s-a arătat mulțumit de modul în care decurge evenimentul din aceste zile și a ținut să le mulțumească tuturor celor care au decis să se imunizeze. Fiecare persoană care se vaccinează aici face un pas înainte pentru toți împreună. Deci fiecare persoană contează, fiecare poate contribui pentru ea și pentru ceilalți. Asta e unica soluție ca să nu se mai repete situația în care ne aflăm acum. Cred că ce vedem astăzi este un lucru extrem de bun. Le mulțumesc celor care vin să se vaccineze, nu numai aici, și peste tot în țară. S-a dovedit că totuși, chiar dacă suntem într-o situație destul de critică, totuși oamenii au înțeles și vin la vaccinare. Deja suntem la peste 80.000 pe zi, ajungem la 90.000 pe zi, este foarte bine. Mulți dintre cei prezenți la maratonul din capitală spun că totul a decurs foarte bine și le recomandă celor nevaccinați să nu mai stea pe gânduri. Cum de v-ați hotărât să veniți la maraton? E mai simplu fără programare? Bineînțeles, că altfel calculator, chestii, treabă complicată. Cum v-ați simțit după primele două doze? Foarte bine. Cu curaj am plecat și la a treia, că am zis gata. Ce le recomandați celor care încă se mai gândesc? Domnule, să se vaccineze, că nu doare. Nu doare. E un vaccin, e o chestie simplă. Pentru prima dată, Johnson. De ce ați fost reticentă până acum? Pentru că pur și simplu n-am avut nicio reacție adversă timp de cât este un an jumate, 2 ani de zile, n-am avut nicio problemă. Și sunt o persoană activă, fac sport, alerg, sală și nu... Ați păstrat celelalte măsuri, presupun, dacă n-ați făcut COVID. Da, bineînțeles. Ce le recomandați celor care încă mai sunt reticente? Să se vaccineze. Ați avut vreun fel de reacție adversă după schema completă, cea de acum 6 luni? O durere foarte ușoară în umăr și cam atât. Este ultima zi înainte de intrarea în vigoare a noilor măsuri. Sunt cele mai dure restricții după ieșirea din lockdown-ul din primăvara anului trecut. Raed Arafat spune că aceste măsuri ar fi putut fi evitate dacă România ar fi mers încă de la început, în număr mare, la centrele de vaccinare. Raed Arafat nu a suflat însă niciun cuvânt despre concertele cu zeci de mii de oameni de la finalul verii sau despre congresul organizat de PNL în plin Val 4. Restricțiile, din păcate, sunt impuse acum pentru că până acum nu ne-am vaccinat destui. Dacă eram vaccinați destui, cum sunt alte țări europene, la 70-80%, nu ajungeam în situația în care suntem acum și nu erau necesare măsurile care s-au luat. Că să evităm să le luăm altă dată, că să facem această problemă să dureze cât mai puțin, cât mai mulți trebuie să ajungă la vaccinare. Șeful Direcției de Sănătate Publică spune că restricțiile nu vor afecta activitățile esențiale. Cu toate acestea, accesul în anumite locuri va fi imposibil pentru cei vaccinați. Activitățile esențiale nu vor fi afectate. Trebuie să respecte mai mult, adică cu strictețe, toate aspectele de protecție, masca, tot asta trebuie să fie respectat. Pentru ei, anumite zone vor fi greu accesibile sau inaccesibile, adică să te duci la un restaurant în interior în perioada asta nu va fi posibil. Să intri într-o instituție publică, trebuie să fii testat dacă nu ești vaccinat și nu ești trecut prin boală. Totuși, măsurile impuse pentru desfășurarea pelerinajului de Sfântul Dumitru și Sfântul Dimitrie cel Nou sunt mult mai blânde. Întrebat despre pelerinajul din capitală, șeful DSU a refuzat să comenteze. Avem un pelerinaj în desfășurare în capital. De ce nu s-au impus restricții și în ceea ce aici privește? Am mai spus și nu comentez aceste lucruri. Deci totuși s-a renunțat la anumite aspecte acolo, dar nu vreau să intru în comentarii noastre. Am văzut mai devreme imaginile zilei cu șeful DSU vaccinând cot la cot cu medicii la maratonul de vaccinare din capital. Acum vă prezentăm culmea conspiraționismului. Imagini din Brașov. O filmare în care apare o mașină care execută lucrări de dezinfecție a stârnit isterie pe rețelele de socializare. Sute de oameni au început să acuze autoritățile că vor să împrăștie virusul pe străzi. Alții chiar au cerut aplicarea unor corecții fizice pentru șoferii primăriei. Atât de departe s-a ajuns. Filmarea devenită virală pe rețeaua de socializare a creat o adevărată furtună a comentariilor. În imagini se observă mașina unui operator de salubritate care execută dezinfectarea străzilor din cartierul Stupin din Brașov. Postarea a adunat numai puțin de 8.000 de distribuiri, precum și sute de comentarii, multe dintre acestea foarte acide
față de acțiunea demarată de autoritățile locale. Mulți dintre cei care s-au arătat revoltați se tem că substanțele împrăștiate ar putea genera decesul. Împrăștie COVID-ul, așa ne omoară. N-am văzut toamna să se facă deratizare. Eu știu că vara se face. Să nu te mai mănânce țânțarii, a scris un internaut. Criminalilor, voi omorâți populația, a mai adăugat un alt utilizator al rețelei de socializare. Ăsta e război biologic, se arată într-un alt comentariu. Unii dintre cei care au comentat incită chiar la violență. Dați foc la mașină! Autoritățile din Brașov au anunțat în prealabil că la data de 22 octombrie vor fi desfășurate acțiuni de dezinsecție. Locuitorii din Brașov au fost sfătuiți să evite deplasările în afara locuinței în timpul procedurilor efectuate, chiar dacă substanțele utilizate nu sunt toxice pentru oameni și animale. În acest moment ni s-a alăturat și domnul Bobi Păunescu, regizor președinte Armis. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine m-am găsit! Și printr-o legătură Skype-ul avem și pe domnul Bostan, om de afaceri, inițiator Repatriot. Bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! Așa, domnule Bobi Păunescu, haideți să le explicăm telespectatorilor de ce am început cu Albano și Romina Power Libertà. La începutul emisiunii am dat acest clip minunat, acest cântec pe care toată lumea îl știe foarte bine. Da, deci mergând prin București, venind încoace, pe lângă, sigur, imagine pe care, sau zgomotul de fond, că trăim într-un oraș în care, practic, în 10 locuri sunt meeting-uri, ceea ce nu duce la un lucru bun, și iară sunt niște probleme de comunicare, iară sunt niște probleme în modul în care, au fost comunicate, după părerea mea, noile restricții. Sau noile, nu știu cum să le cheam. Da, e ok, restricții. Măsuri de prevenire. Măsuri, să le credem, să nu le credem. Le-am mai ascultat de 2 ani. Acum, domnul Bostan o să-mi spună că sunt antivaccinist sau anti... Nu. Eu sunt pentru sănătate, să fim toți sănătoși, să putem să ne întâlnim toți unii cu alții, să putem să sărbătorim, să mergem la meciuri de fotbal, la spectacole de teatru, de cinema, să putem merge la spital fără frica că putem sări în aer, că nu mai ai cu tot cu spitalul, să putem avea un guvern care să nu mai fie speriat atunci când vine cineva din afara, să zicem, sistemului la putere, că le strică jocurile. Probabil că, sigur, mulți sunt afectați în mod direct, că sunt afectați la buzunar, adică în sensul că ei și-au făcut niște... Și domnul Ciucă vine acum și le strică jocurile, adică domnul Iohannis vine și le strică jocurile, că oamenii și-au făcut niște planuri de vacanță și au făcut niște planuri pentru vile, la munte, la mare, să-și construiască, să cumpere. Mă refer la politicieni. Și acum vine un militar de carieră și un om care, domnule, și-a riscat viața. Indiferent că era într-un moment în care era mai multă activitate pe teatru de operațiuni, ceea ce este foarte bine, asta înseamnă mai puțin război, înseamnă că cei care erau acolo au reușit să inducă o situație prin care cei cu care se luptau au oprit ostilitățile. S-ar fi speriat, nu s-ar fi speriat, nu știm ce a fost acolo, numai faptul cine n-a fost acolo, s-a întâmplat să fi fost acolo. Numai să te duci acolo să vezi, nu într-un grup de parlamentari care se duc într-o bază închiși și niște tanchete, nu toată să te plimbi pe stradă printre ea, să calci pe cadavre. Mă rog, unii sunt obligați, alții nu. Dar unii, deci faptul că a fost acolo, nu cred că îl sperie toată povestea asta, mai ales că există și o... Și o să revin imediat la întrebarea noastră, dar având în vedere că avem pe domnul Bostan aici, o mare susținător al domnului Cioloș, ce ați făcut în Parlament, domnul Bostan? Eu n-am fost în Parlament, nu știu. Nu, dar ce a făcut domnul Cioloș în Parlament? Că eu spuneam că dacă nu trece 250 și știa că nu va trece, nu credeam că se va duce la... Nu, era evident în ceea ce privește... Dar de ce au oprit 10 zile România? De ce a dus România în haosul ăsta? De ce cu ocazia asta au murit 2000 de oameni? După părerea mea a fost o greșeală politică. Politică? Sunt 2000 de morți. Da? Sunt 2000 de morți. Acum... Apropo de știrea de dinainte... Da, spuneți-mi ce a făcut domnul Cioloș, dacă partidul USR, cum s-a prezentat? Că a fost desemnat să-și formeze guvernul, a negociat, cum au mers negocierile și ce a făcut? Că s-a trecut un pic cam repede pe chestia asta. N-a strâns nici măcar un vot din Parlament. Deci USR-ul s-a manifestat prin
subminarea coaliției existente. Era o coaliție la putere cu un prim-ministru Florin Cîțu și USR-ul, evident, printr-o mișcare abruptă, a desființat acea coaliție. Ulterior, Dacian Cioloș personal s-a văzut că nu a reușit să strângă suport pentru guvern, nu a strâns decât voturile din partidul lui, și ceea ce era previzibil, adică a fost previzibil din prima zi. O secundă, dacă era previzibil, asta înseamnă că e crimă cu premeditare, deci știind că e cu premeditare. Nu spune asta. Tocmai, spuneți că nu știa. Domnul Cioloș, cu experiența dânsului, nu și-a dat seama că dacă i-au spus partidele că nu-l votează, nu-l vor vota. El credea că e ca înainte, adică una spunem, alta facem. Guvernul zero, că de-aia se și numea Guvernul zero. Acum lumea să zică că am ceva cu dânsul, pentru că deci noi am anunțat asta de mult, de când a fost numit. Dom'le, dacă au ieșit deja șefii partidelor și au spus că nu te vor susține niciun, nici măcar UDMR, te duceai la președinte, nu la președintele dânsului, adică nu la domnul Macron, nu președinte, scuze, la dânsul s-a dus la domnul Macron când erau probleme, dar nu contează. Poate, eu știu, era poate preot sau poate călugărul dânsului de confesiune, eu știu, mă rog, nu contează. Ideea este că în loc să ducă la președintele României, domnul Klaus Iohannis, să întrebe, de-aia consultări și de-aia are rolul de mediator președintele României, domnul Dacian Cioloș a decis să amâne 10 zile, să folosească persoane care nu au fost în sistemul de instituțiilor de forță din România, care aveau tot felul de pârghii, prin care au încercat să pună presiune pe anumiți oameni să determine. Nu ai ce să determini. Când nu ai valoare, când nu ești pregătit, când n-ai școală, când n-ai aia, când te știi cu ce știi și când ai tot deghis, când ai demonstrat un an de zile că ești incapabil, impotent, politic, să faci lucruri, nu te mai prezinți. Ori te duci, ai avut un an să demonstreze ce poate. N-a făcut nimic. Distrus. Face parte din cei care au distrus împreună 30 de ani România. Da? Acum. N-aș fi atât de eu cred că n-au distrus-o, au îngropat-o, sau cum vreți să-i spunem. Aș vrea să insist asta. O secundă, ca să-mi termin ideea și vă las imediat să-l susținem pe domnul Cioloș. Deci ideea este că acum, când e desemnat un om din afara sistemului, un om care nu au fost foarte mulți dintre cei care sunt domnul, poate să avem șansa să-l avem pe domnul general Bălăceanu, care a fost prin teatru de operațiuni și știe ce înseamnă. Numai ideea când te suit în avion și pleci încolo, numai momentul când semnezi, știți că semnează un act prin care practic cum se cheamă de will în engleză, de will-ul, practic semnezi actul prin care în cazul în care mori iei la cunoștință testamentul, în cazul în care mori se semnează înainte să se suie în avion, să știți. Numai faptul că semnezi actul ăla prin care se spune că știi că păi putea muri, ce se va întâmpla dacă mori, trebuie să spui de aici din momentul ăsta. Trebuie să treacă oamenii printr-o chestie de genul ăsta ca să-și dea seama ce înseamnă. Sunt oameni care au trecut și nu vă... Poate nu eu, poate alții, poate nu contează cine a trecut, dar sunt oameni care au trecut și asta e un fapt întâmplat. Acum, ideea e că îl atacă oameni care au fost la conducerea acestei țări, care ne-au dus în dezastru în care suntem astăzi, care de 2 ani de zile au luat decizii pentru România, care au condus lucruri. Înainte să fie numit, oamenii pe stradă, să știți că o să avem imagini și o să arătăm imediat, imagini pe care chiar eu le-am filmat din oraș, oamenii cred că domnul Ciucă e de vină deja. Nu vine nimeni să spună, domnul Ciucă încă n-are guvern, nu-i prim-ministru. Asta a fost alegerile comitetului de criză, cum se cheamă el, comitetul care a condus criza și a rezolvat criza din România pandemică. Sau n-a rezolvat-o sau n-a dus în cel mai prost loc din Europa pe chestia asta, încă o dată. Nu pot să dau vina pe dânsii, n-am informațiile necesare sau nu avem datele necesare astfel încât să creăm o informație că sunt de rea credință. Dar ele cu siguranță pot apărea. Însă, știm că oamenii ăștia i-au dat un cartof fiert, un cartof fierbinte înainte, în brațe, înainte să fie numit, lăsând lumea să creadă că dânsul este vinovat. Acum nu sunt cu domnul Ciucă, nu sunt un promotor, că dânsul este vinovat. Mai tare decât asta,
Vin cei de la USR și spun că ce-au venit americanii să o hotărească ce. Nu, domnule, trebuie să vină Macron, domnul președinte Macron să stabilească ce. De până acum niciunul n-a putut să facă nimic. Toți au fost și au distrus asta. Păi ce, dacă venea Macron era ok? Bobby Păunescu, treaba e foarte serioasă. Maestre, trebuie să-mi spuneți simplu, nu spuneți tot numele, că pierdeți timpul. Au fost 10 zile în care Dacian Cioloș a încercat să facă guvernare ușit. 10 zile, după părerea mea, pierdute, în care se puteau lua anumite măsuri. Guvernul în acest moment nu are toate atribuțiile și nu este în deplinătatea puterilor de decizie. Pentru că este un guvern relativ considerat interimat. Cred că este evidentă soluția, o soluție foarte bună. Nu e evidentă, nu e evidentă. Președintele a arătat o mare înțelepciune. A arătat că este un om înțelept, cel puțin pe această decizie. Situația de acum, cred că e o soluție foarte înțeleaptă, nominalizarea generalului Ciucă ca prim-ministru, care este un om care are o carieră în spate. Deci vorbim de o carieră certă în spate. Asta e vina dânsului, mă scuzați. Din Angola, din Afganistan, din Irak. Asta e ce vreau să demonstrăm. Și a dovedit abilitatea și competența în conducere și în management. Este evident că trăim o situație de criză și trebuie pentru țara lui, stați puțin. Și-a dus să-și niște viața pentru țara lui. Lucru pe care niciunul din Parlament n-a făcut-o. Sau probabil pot fi unul, în afară Daniel Ghiță, care mai a fost militar, nu știu. Sunt personal pe general. Deci, mă scuzați că vă întrerup și mai frumos, dar vreau să subliniez pentru telespectatori, că m-ați rugat de... Am pus melodia Libertate, se poate Libertate, e simplu, din italiană, sunt foarte puțini români care n-ar înțelege, e o melodie care a circulat în România, a fost un șlagăr la Revoluție și după. Ideea este că, dom'le, omul ăla s-a dus și liniște viața, indiferent că acolo era... El nu știa ce se întâmplă acolo. Că vor fi 7.000 de războaie, 7.000 de confruntări armate, sau 3, sau 5, sau 2, sau 11. Dom'le, s-a îmbrăcat în uniformă, steagul pe mână, s-a dus pentru România acolo. Să încercăm să facem asta în Parlament, să vedem cine face asta din Parlament, să-i vedeți cum toți... Dom'le, eu am diabet, pe mine mă cam doare inima, pe mine mă cam doare în dreapta, pe mine mă cam doare în stânga. Stai că am avut operație să nu-mi dea la operație, stai că nu știu ce, stai că am de primit niște șpări și nu mai răspund oamenii la telefon, stai că am de nu știu ce, stai că de... Și când ajunge într-o situație de asta, încercând toate soluțiile politice existente care au dat greș, din păcate, ajunge situația asta. Păi, mi s-a părut domnul Ciolacu, când a spus, domne, eu înțeleg că e greu să susțin un guvern care nu e al tău. A spus până în februarie, să trecem iarna. De acord și cu chestiunea asta, chiar dacă trebuie să-i dai cel puțin 6 luni, da? Dar ideea este să zicem, până în februarie, domne, și acolo e o mișcare înțeleaptă. A ieșit presa din sănătate să spună, domne... Da, ai văzut totuși că în interiorul Partidului Social Democrat, haideți să vedem cine este... Da, și pe interiorul Partidului Liberal, hai să vedem. Observăm, Bobby Păunescu, observăm că sunt oameni, totuși, sunt cozi de topori. Dar în Partidul Liberal? În Partidul Liberal? Pe zona Sputnik, dacă ai observat-o, este contra acestei numiri. Deci, ceea ce-i firesc... Dar ce, domnul Orban este Sputnik? Stați, mă scuzați. Domnul Orban e împotriva acestei numiri și a spus că e împotriva. E Sputnik? De e Sputnik? Care aduc argumentul acesta al apropierii de Statele Unite. Statele Unite este cel mai mare aliat al nostru. Nu, stați, vă întreb. Domnul Orban este Sputnik? Înseamnă că este coadă toporul sovietică? Că e împotriva numirii. Domnul Orban, Ludovic Orban este împotriva numirii domnului Ciucă. Este coadă de topor, ne spuneți unul cu nou. Argumentul adus de Ludovic Orban a fost de natură că n-ar avea experiență politică sau carieră politică. Este un argument fals. În momentul de față, România... Nu, dar v-am întrebat un lucru. Domnul Marius Bostan, domnul ministru, domnul general, domnul președinte, domnul profesor. Dar spuneți-mi doar dacă este sau nu. Sunteți în studio și vorbiți de 10 minute. Și eu să mai vorbesc. Deci dacă îmi permite să duc... Dacă nu vă ridicați și plecați. Stați acasă. Mă scuzați. Să scurt la întrebările, măcar la întrebările puse de dumneavoastră, dacă nu... Sau le puneți doar, nu știu... Eu întreb, eu răspund. Retorice. Dumnezeu, acum 2 săptămâni v-ați spus de cadru militar. Deci, Ludovic Orban a adus în discuție cumva faptul că generalul Ciucă nu are în spate o carieră politică. Eu mă bucur că nu are în spate o carieră politică, eu mă bucur că are o carieră militară de
succes. Și clasa politică în acest moment, și nu numai în acest moment, de ceva timp încoace, este lipsită de credibilitate. În astfel de perioade avem nevoie de oameni credibili și cred că ar trebui să ne bucurăm că oameni care nu au făcut politică intră în politică, și Ludovic Orban ar fi trebuit invers, să se bucure că un om care nu are o carieră politică în spate intră în politică și într-o perioadă grea, adică chiar într-o perioadă în care a fi prim-ministru este efectiv un sacrificiu. Mă scuzați, trebuie să vă întrerup pe aici, Mă scuzați, o secundă. Pentru mine un sacrificiu și... A făcut o greșeală politică prin această declarație și a ratat... Și cred că cei care nu susțin în general, nu o să susțină această soluție, după părerea mea, au de pierdut politic. Și mă refer aici, am văzut voci în USR care erau, de exemplu, aduceau argumentul militarizării, că de ce să militarizează țara... E un argument. Ar fi o treabă. Ar fi o treabă. În istoria României au fost cel puțin 7-8 prim-miniștri care au fost militari și generali. În istoria. Mai avem un minut. Mă lăsați și mie să vă lăsați 4 minute. Mă lăsați și pe mine un minut să zic ceva, dacă se poate. Da. Sigur. Înainte de publicitate. Am fost să vă pun o întrebare. Nu o secundă. Puteți să puneți întrebări. Vă dăm timpul să puneți și întrebări, dar puțină disciplină militară trebuie. Dacă n-ați făcut armata, vă rog să urmăriți. Da. Deci ideea este că n-ați spus aici că dacă și-a riscul și asumă riscul și-a... Glumiți. Nu știu, și-a asumat riscul când a plecat în Irak pentru România. Aici nu și-a asumat riscul. Aici nu e pericol de nu e în pericol viața dânsului. E în pericol viața țării. Era obligat să-și asume riscul. Nu putea să spună nu. N-avea voie să spună nu. Pentru că un om adevărat, în cazul de genul ăsta, dacă e pregătit, nu poate să spună nu. Dacă a fost ales să facă treaba asta, iar după aia puterea stă în mâinile dânsului. Dacă dânsul este capabil să facă lucruri, o demonstrează. Nu funcția îți dă puterea. Puterea ți-o iei singură dată, funcția te ajută să ajungi acolo. Dar puterea trebuie să o demonstreze domnia sa. Și sunt convins că așa cum și-a riscat viața ducându-se într-un teatru de operațiuni, iar toate tâmpenile astea pe care le-au la televizor, că, domnule, ce război, ce s-a dus, s-a bătut la un pod, la o hutare, astea sunt niște intoxicări și ar trebui să le fie rușine celor care stau acasă pe canapea, să uită la televizor, nu mi-a fost acolo, știu ce înseamnă. Nu puteți să vă imaginați. Deci vorbim despre Angola, Irak și Eu am fost și în Yemen, printre altele. Eu am fost și în Yemen, am fost și în Italia. Ca jurnalist, să văd ce se întâmplă pe acolo, când era mai tânăr. Ideea este că, și noroc că eram prin avioane, nu eram. Ideea este că la treaba asta, dom'le, doar să spui o imbecilitate ca asta. Dom'le, omul s-a îmbrăcat cu steagul românesc, cu cel mai important simbol al României, cu lucrul care ne unește cel mai puternic, cu crucea creștină, și s-a dus acolo pentru România, să-și riște viața. Nu știa, nu putea să știe ce urmează. Dacă trimiteau nu știu cine o bombă nucleară acolo, se putea întâmpla și asta, orice. Deci în momentul când se semnează testamentul și ia la cunoștință că poate să moară și știe că activitatea, locul în care merge, este un loc de război, sunt obligat să semneze documentul ăsta conform standardelor NATO, da? Soldații, ofițerii, când termină școala, sunt obligați să semneze imediat după ce au terminat, că sunt pregătiți în orice moment și trebuie să aibă trebuie semnat și o dată la 6 luni se reînnoiește. Tocmai hârtia aia, să știți că se mără mâna când o semnezi. Mi-au povestit oameni care au făcut treaba asta. Deci ideea este că luăm publicitate, păstrați-vă ideea, nu-l mai susțineți și domnul Cioloș, că domnul Cioloș s-a compromis politic. Vreau să vă întreb cine e contra acestei nominalizări, că asta e interesant. Păi îi vedem. Domnul Orban este împotriva acestei nominalizări. Domnul Cioloș nu a fost. Domnul Cioloș nu a fost. Domnul Daniel Ghiță, care l-ați văzut cât de înfrăcărat e, n-a fost. Așa, domnule, eu militar, cred în militari de carieră. Dumneavoastră sunteți militar, ați fost militar, ați terminat școala militară, da? N-aveți voie să mai faceți parte din politică ca să termineți școala? Ce ați făcut? Mă rog, eu știu, sau după aia, școlile superioare de... Mă rog, nu. Ce ați pregătirile pe care le-ați avut? Ăștia s-a aflat și liderul UDMR, Kelemen Hunor, care spunea că în ultimii 50-60 de ani niciun regim democratic nu a avut un astfel de lider provenind din rândurile militarilor. Cum comentați această afirmație? Dânsul n-a făcut armata?
Nu știu, probabil că a făcut-o. Și dânsul de unde provine, dacă a făcut armata? Domnul Kelemen Hunor la dânsul. Dar sau cine a făcut armata? Domnul, deci, domnule, stai puțin. Atâta timp. Adică, bun, despre ce vorbim? Despre ce vorbim? Deci UDMR va susține acest guvern pentru că a avut o discuție politică. Evident, dar inițial spunea că ar fi o problemă acest fapt. Da, după părerea mea este o problemă falsă. Dacă ne uităm în Israel, observăm prim-ministri cu o carieră militară solidă în spate. Dacă ne uităm chiar în Statele Unite, 6-7 președinți ai Statelor Unite au fost generali. Dacă ne uităm chiar în România, o să găsim printre președinții Consiliului de Ministri, o să găsim cel puțin 7-8, știu eu, foști generali care mi-aduc aminte, dacă fac un efort de memorie. Deci, Nicolae Ceaușescu a fost general. Mai exagerată și discutăm de un argument care nu stă în picioare și noi avem totuși un sistem democratic pus la punct, avem parlament, deci nu se poate discuta de o militarizare a României. Într-adevăr, ceea ce este suspect, după părerea mea, și poate normal până la urmă, că adversarii României de pe linia estică și oameni care plâng... Noi numai linia estică, mă scuzați, domnul Bostan. Aici vorbim de ziarele din Germania, de exemplu. Pe care Germania, o țară pe care e aliată, pe care face... Stați puțin. Îl atacă pe președintele Iohannis că a luat o decizie în favoarea statului român. Dom'le, când a văzut că sistemul nu merge... Un articol la comandă. Stați puțin, numai o secundă, să-i explicăm telespectatorilor. Numai o secundă, dacă îmi permiteți. Deci, președintele Iohannis, da, pe care l-am criticat de 1.000.000 de ori aici la emisiune, da, și care, cum să spun eu, mă rog, faptul că ales să găsească o altă soluție, că trebuie să cauți soluții când ești în situațiile astea, când vezi că aia nu merge. L-au numit pe președintele, pe primul ministru, reprezentantul Franței, domnul Cioloș, în România, da? Ambasador, nu știu dacă e ambasadorul? Nu e ambasador, e doar, ce era, din part, ceva, cum se zicea domnul Macron, nu știu ceva, șeful unui partid de acolo, din Franța sau din, nu știu, o chestie care va dispărea. Grupul da. Parlamentar renumit. Ce renumit? Renumitul grup parlamentar care va dispărea. Deci ideea este că l-a numit pe dânsul. Da? Dânsul și-a bătut joc de noi. De dumneavoastră, de toți cei care plătesc taxe, de dumneavoastră, de mine. Națiunea 10 zile și-a bătut joc. Știind că nu va ieși și nu va aduna nicio. Eu am zis 150 de voturi, n-a adunat nimic. Da? Și doar 10 din afară, de la alte partide. Doar 10 voturi. Vă dați seama, ăla e statul paralel. Deci, eu zic să nu ne mai concentrăm atât de mult pe statul paralel, să ne concentrăm pe oamenii pe care îi punem unde îi punem, să urmărim mai puțin, că, de exemplu, dintr-o dată vedem că în ziarele europene duc grija PSD-ului. Dom'le, PSD-ul nu-și dă seama că dacă susține un astfel de prim-ministru, va avea de pierdut. Păi până acum erau ciuma roșie, erau aia care erau cei mai nenorociți, comuniști, aia care au furat pe toată lumea, aia care au făcut... Și dintr-o dată toate ziarele astea care au atacat, îi susțin. Că domnule, nu, să nu-i susțin. Sunt ceva semne de întrebare. Sunt supărați? Sunt supărați cei din partenerii noștri, că nu-i mă rog numai de Rusia. Că Rusia mai puțin, că Rusia știm, are politica ei și își face politica ei. Deci, Germania, de exemplu, ziarele alea au dat niște articole importante, niște ziare importante, în care duceau grija PSD-ului. Adică sunt ziare pro-PSD, Germania pro-PSD, Franța pro-PSD, dintr-o dată, peste noapte. De ce oare? De ce credeți? Deci, eu cred că articolul respectiv e un articol la comandă scris. Sunt mai multe. Pe linie politică din zona grupului Renew. Nu, în Germania nu. În Germania nu. Eu cred că e un articol scris la comandă. Cumva s-ar putea în anumite zone politice din Germania și Franța să nu fie bine văzut apropierea noastră de Statele Unite. Dar de ce credeți că e apropierea de Statele Unite? Care e apropierea de Statele Unite? Mă scuzați. Că trebuie să explicăm de ce trecem la Statele Unite, de ce nu apropierea noastră față de China. Poate domnul Ciucă cu China, sau cu Japonia, sau cu Corea de Sud, sau cu... De ce cu America? Păi,
este în interesul României, aliatul nostru strategic și partenerul nostru strategic. Perfect. Asta. Dacă am fi în Ferentari, ar trebui să spun, ați vorbit dreptate. Sau ați spus adevăr. Cum se vorbește în Ferentari, da? Deci este în interesul României. Atenție, o secundă. Dumneavoastră a spus un lucru. Dom'le, când e ceva în interesul României, este atacat. Noi trebuie să fim foarte atenți să ne uităm cine atacă, ca să ne dăm seama cine sunt dușmanii. Lucrurile astea se fac, n-am să știți mai bine decât mine, aveți experiență mult mai mare, aveți 20 de ani în fața mea. Ideea este că, ideea este că, ca să dau un exemplu din altă țară, ca să nu zic că am vreo legătură, Brigăzile Roșii, da? Din Italia, din anii 70, cele care au însângerat, erau anii de plumb în Italia, așa, care adunau toți, să zicem, cei de cu vederi de stânga, ei nu știau despre ce vorbesc, ideologia lor era, să spunem, una criminală, dar cumva se duceau în direcția aia foarte maoistă, să spunem, în percepția dânșilor, că n-aveam nicio legătură cu Mao. Deci erau... Acele Brigăzile Roșii au fost create de generalul de la Chiesa, din Italia, care era de dreapta. De ce le-a creat? Să vadă cine sunt. Se adune pe toți la un loc. Că se adună toți la un loc. Cu ocazia asta, cine vrea să vadă, vede. Cine vrea să audă, aude. Și își dă seama cine își dorește, merge în interesul României sau cine nu. Pentru că este o alegere normală. Dom'le, a încercat pe ăla. Dom'le, nu s-a putut. Au încercat de la toate partidele. Au fost de la PSD, au fost de la PNL, au fost vice... Au fost toți. De la Cluj. Știu că vă plăce Cluj foarte mult. De la Cluj au fost toți, viceprimari, viceprim-ministri, primarul, grupul, nici nu știu ce acolo. E un amestec de... N-am înțeles exact ce e acolo. Nu știți mai bine cu școala ardeleană. Președintelui din Frankfurter Allgemeine Zeitung este un articol, după părerea mea, de opinie și un articol scris și prost. Adică cu argumente... Dacă observăm, în patru paragrafe sunt contradicții logice deja în el. A fost scris la repezeală, foarte rapid, legat de situația actuală. Pare un articol de influență, că vrea să influențeze cu ceva. A fost preluat imediat, bineînțeles, și în presa românească. Dar este un articol absolut de o calitate destul de slabă. Și după părerea mea, interesele României sunt clare și astfel de articole nu modifică interesele României. Adică oamenii care conduc în general în funcție... Să scoatem astea de jos cu ATI, cu recoare, așa că am dat distomar după ceva. Niște articole de genul acesta din mass media. Eu cred că până la urmă să știi că atât că USR, cât oameni din USR, cât și oameni din PSD, părerea mea că vor vota până la urmă această formulă. Pentru că este evidentă că e o formulă de ieșire din criză, e o formulă pe care nu putem sări peste ea, nu mai putem întinde, să spun, situația asta, pentru că absolut toată clasa antreprenorială și toți antreprenorii români sunt dezamăgiți de situație. Suntem în ceasul al 12-lea, deja Romanian Business Leaders, cea mai importantă organizație de business, a lansat un mesaj întregii clasei politice privind pandemia și în același timp situația de criză politică în care este România. Deci antreprenorii sunt extrem de nemulțumiți și până la urmă să știi că antreprenorii reprezintă un catalizator și un factor important. Poți să intervin un minut aici? La fel, o secundă. Cetățenii. Da. Da. Îmi permit... Uitându-mă pe toate studiile sociologice la zi din ultimele, să zicem, 30 de zile, încrederea în primul ministru Ciucă este foarte sus, în potențialul primul ministru Ciucă, că este desemnat, da? Lucrul ăsta îi sperie pe foarte mulți, pentru că este un om care, deși era membru al partidului, era în guvern, deci nu știu de unde a venit chestiunea asta cu conducere militară, nu, era în guvern, până acum n-a spus nimic. Dar n-a spus nimeni nimic până acum. Dintr-o dată s-au trezit că da, nu știu ce să-l atace. Că n-a avut ce... Cu ce-l atacau? Că domnule s-a dus în Afganistan sau în Irak, în Bagdad și nu s-a luptat cu nimeni, generalul care a stat în... Domnule, glumiți? Să duci la război? Păi du-te tu să vezi cum e.
Să duci până acolo, să duci în avion, mă rog, dacă să revin. Părerea mea, odată cu această numire, indiferent ce va urma, vedem următoarele lucruri. Domnul Ciucă a ieșit și a spus un lucru pe care n-avea cum să nu-l spună. În sensul că, domnul Ciolacu, mă scuzați, președintele PSD, dom'le, îl vom susține, temporar, să vedem cum se mișcă. Pentru că nu putea să spună, n-a fost nimeni capabil din eșichierul politic să facă ceva. Da? Am numit un politician pe domnul Dacian Cioloș, deși el a jurat că nu va fi politician, că va fi în continuare un tehnician, un tehnocrat. Da? A devenit tehnician între timp de întreținere, dar ideea era, înainte era tehnocrat. Era la treaba asta și a zis și a spus, domnule, vă susține. Ziarele l-au atacat să-l sperie, să-i spună, băi, pierzi, o să pierzi voturi, o să pierzi aia. Nu o să pierdă nimic. O să câștige din încrederea pe care o au românii în armată. La fel cu toți cei care îl vor susține pe domnul Ciolacu, pe domnul Ciucă, pe domnul primul. Cei care nu susțin o să pierdă politic. Dom'le, dar e clar, vorbim de 80% contra 20%. Politicienii au astăzi încredere 20%, sub 20%. Armata are 80 și peste 80%, da? Se bucură de încredere. Numești pe un om acolo, da? Nu ai altă soluție, îndocantă. Sigur, vine în afara sistemului. Și te sperie chestiunea asta, că poate să ai niște decizii care sperie. Deci, repet, noi nu știm. Dar, ce vedem? Că dintr-o dată, el pleacă la drum cu, cum spuneam, un cartof fierbinte, cu toate aceste restricții extraordinar de dure, că n-ai voie, că ai voie, că n-ai voie, că n-ai voie. Stimați telespectatori, dacă nu vă convin, ieșiți în stradă, în mod civilizat, și spuneți-o în meeting, în cea, domnule, nu vrem așa ceva cum a făcut-o în Marea Britanie. Și s-a anulat certificatul verde. Sunt convins că dacă, conform studiilor și conform voinței cetățenilor, își doresc într-un fel sau în altul, primul ministru desemnat, și eu cred că va reuși să-și facă guvernul, va anula anumite lucruri. Le va spune, domnule, aveți grijă că noi putem anula asta, dar riscăm asta, care are curaj să spună. Însă trebuie să vedem puțin cu cei care au condus până acum pandemia în ăștia 3 ani de zile și ne-au dus în situația în care ne-au adus. La morți ăștia. Dumnezeu să ierte. Bobi Păunescu, dar ce crezi? Aur, o parte din aur, crezi că ar putea să voteze acest guvern? Eu cred că dacă ei se poziționează contra, la fel au de pierdut. Este evident. Dom'le, oricine nu, se poziționează contra... Pentru aur, haideți să vă spun, okay, părerea mea, nu știu cum ideea. După părerea mea, Partidul Aur este un partid care nu face parte din eșichierul politic. Deși sună, cum să zic eu... nu e coerent ce spun în momentul ăsta din punct de vedere clasic politic. Partidul Aur este un partid contra. A venit pe voința poporului să anuleze anumite chestiuni. Sigur, USR-ul, până la urmă. Nu, USR-ul a venit să trădeze. USR-ul a venit să distrugă țara. Și am văzut asta. Au avut miniștri, au avut asta. Deci acolo știm care are. Aur n-a fost la guvernare. Da? Aur este acolo și avem nevoie și de ceva contra. Avem nevoie de ceva contra, cum să spun eu, să spună și pe, că sunt oameni care sunt nemulțumiți de anumite lucruri sau nu au înțeles anumite lucruri, da, cu vaccinarea. Haideți să analizăm după publicitate toate aceste detalii. Rămâneți cu noi, revenim cu partea a doua a emisiunii în curând.